Iată care sunt principalele știri de astăzi. Focarte hepatită A la Făgăraș depistat în cartierul Combinat. Numai puțin de 12 persoane au fost identificate cu virusul hepatic. Dintre acestea, 5 sunt elevi care frecventează Colegiul Aurel Vijoli, iar restul adulți ce locuiesc pe strada Plopului. În alertă a intrat Direcția de Sănătate Publică Brașov, dar și medicii secției de boli infecțioase din Spitalul Făgăraș, ce au internat cazurile grave. Ceilalți bolnavi au fost vaccinați și sunt monitorizați de medicii de familie. Dezinteres al administratorilor și președinților de asociații de proprietari din Făgăraș pentru informarea locatarilor cu privire la soluțiile de reducere a consumului de energie termică. Aceasta este concluzia specialiștilor în domeniu veniți astăzi la Făgăraș. Ei au prezentat modalități de diminuare a consumului de energie în locuințe și de creștere a performanței energetice a clădirilor. Discuțiile i-au vizat în principal pe reprezentanții asociațiilor de proprietari. Prezența lor a fost însă modestă. Din aproximativ 125 de persoane, au venit abia 20. Impozite și de 6 ori mai mari pentru proprietarii care nu își îngrijesc casele sau terenurile. Decizia este la mâna Consiliului Local, care poate majora impozitul pe clădirile și terenurile ce strică aspectul orașului. Pentru aplicarea măsurii, o echipă de experți în urbanism din partea primăriei ar trebui să evalueze starea în care se află imobilele și terenurile din Făgăraș. Apoi, aleșii urbei pot hotărâ prin vot care este cuantumul sancțiunii. Au aflat ce înseamnă a fi voluntar de succes. Mai mulți tineri făgărășeni au primit astăzi informații despre aturile implicării din proprie inițiativă în diverse activități. Trainerul care a susținut prezentarea spune că pentru a atinge succesul este nevoie mai întâi de voluntariat. Șase pacienți cu hepatita A sunt internați la secția de boli infecțioase a spitalului din Făgăraș, anunță Direcția de Sănătate Publică. Focarul a fost depistat la Colegiul Aurel Vijoli, când un elev a fost diagnosticat cu virusul hepatic. Direcția de Sănătate Publică Brașov a intrat în alertă și s-a mobilizat. În primă fază s-au igienizat sălile de clasă, mobilierul, grupurile sanitare, dar și mânerele de la uși pentru împiedicarea extinderii infecției. În urma unei anchete epidemiologice, medici au stabilit că în cartierul Combinat, locul de unde provin elevii care frecventează școala, există în prezent 12 cazuri de persoane cu hepatita A. Dintre acestea, doar 5 sunt elevi, celelalte 7 sunt adulți care locuiesc pe strada Plopului. În alertă au intrat și medicii secției de boli infecțioase a spitalului din orașul nostru. Bolnavii au fost vaccinați și se află sub observația medicilor de familie. Cazurile grave au rămas internate. Direcția de Sănătate Publică Brașov a instituit reguli stricte de igienă la Colegiul Vijoli. Cei răspunzători de siguranța sănătății elevilor sunt obligați să le asigure soluții pentru igiena mâinilor și a recomandat să efectueze de urgență dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în toate spațiile. De asemenea, DSP a mai cerut medicului din cabinetul școlar să efectueze zilnic un control strict al elevilor pentru a împiedica extinderea focarului bolii mâinilor murdare, cum este cunoscută hepatita A. Septembrie 2015 a însemnat la Făgăraș Ziua Energiei Inteligente, acțiune ajunsă la cea de-a treia ediție. Evenimentul a fost organizat în cadrul Săptămânii Mobilității Europene, în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România și Asociația Orașe Energie România. La întâlnire s-au prezentat soluții privind reducerea consumului de energie în locuințe, dar s-au abordat și teme actuale de mare interes privind dezvoltarea urbană, reducerea emisiilor de dioxid de carbon și creșterea performanței energetice a clădirilor. Nu conferesc elasticitate. Aia înseamnă că la lovituri mecanice din exterior, că e piatră, că e mult mai puternic, că e bucată de lemn, polistenul fiind elastic se retrage. Automat și tencuia la urmează cu două polistenului și nu crapă, nu fisurează. De altă parte, trebuie să țină acea calitate de coloranță și de aditivi care să-i permită acea rezistență în timp. Să folosești un material execrabil, de fapt, în momentul de finisaj, care nu rezistă la intemperii, nu rezistă la cicluri de gheț de gheț sau la schimbarea culorii. Și ați văzut că se decolorează și e păcat. Și așa va rămâne an și an de zi.
Evenimentul este partea unui program de monitorizare a consumului de energie și de soluționare a micșorării acestuia. Prioritare la limitarea consumurilor energetice sunt axele ce privesc proiectele de izolare termică a instituțiilor publice, obținerea unor finanțări pentru iluminarea pe LED-uri și încurajarea sistemului centralizat de încălzire. Locuri, într-adevăr, lucrurile de eficientizare termică vor fi mai dificile. În rest, am remarcat în Făgăraș, chiar și departamentul în cadrul primăriei, și sunt foarte multe primării mari care nu au astfel de departamente, și am mai remarcat o preocupare atât a oamenilor cât și a autorității locale cu privire la fenomenul de eficientizare energetică. Sunt orașe în care, din păcate, lipsa unor regulamente coloristice, lipsa unei autorități locale eficiente a dat loc la acele orașe pestrițe. Deci Făgărașul nu l-aș numi un oraș pestriț, ci mai degrabă un oraș care își dorește să se alinieze orașelor ardelenești sau transilvanene, lucru care necesită timp, efort și aplicare. Prin măsuri combinate, atât cu privire la utilizarea bicicletelor, atât cu privire la reabilitarea termică a clădirilor, atât cu privire la parcuri, crearea de noi parcuri care să facă pe făgărășan să meargă în parc, să-și dorească spațiu verde, atât cu privire la sursele de producere a energiei, sens în care sursa de cogenerare este soluția viitorului, și multă răbdare. Schimbările climatice din ultimii ani sunt tot mai accentuate. Factorul principal care influențează acest lucru este consumul energetic. În acest sens, se încearcă tot felul de strategii ca acest consum să fie redus. Mai mult, să se reducă noxele care poluează Făgărașul. Grupul țintă al acestui eveniment au fost președinții asociațiilor de proprietari și responsabili energetici ai instituțiilor publice. Avem invitat de la Gaz Energy Ecoterm, domnul director Poparad Mihai, de la program Termosistem, domnul director Andrușcă Daniel, și din partea primăriei, de la compartimentul de mediu, Cristina Poparad. Fiecare reprezentant încearcă să ne învețe cum să ne reducem emisiile de CO2, să ne reducem facturile în clădire, în locuințe. De data aceasta, accentul se pune pe blocurile de locuințe, pentru că un consum mare la nivel de municipiu avem în cadrul blocurilor de locuințe. Municipiul Făgărași face parte din Convenția Primarilor și și-a luat un angajament de a reduce emisiile de gaze până în 2020 cu 22%, de aceea anual, în săptămâna mobilității sau când avem ocazia, organizăm asemenea evenimente de conștientizare a populației privind importanța obținerii certificatului de performanță energetică. Alege, schimbă, combină. Sub această deviză s-au purtat astăzi discuțiile între specialiști în domeniu și reprezentanții unor asociații de proprietari din orașul nostru, veniți însă în număr extrem de mic la întrunire. Asta deși organizatorii au trimis invitații de participare către toate asociațiile de proprietari din Făgăraș. În concluzie, susțin sursele citate, dezinteres pe față al administratorilor și președinților de asociații de proprietari pentru informarea locatarilor cu privire la soluțiile de reducere a consumului de energie termică, atât de necesar. Așadar, deși la întrunire erau așteptate aproximativ 125 de persoane, în sală abia dacă erau 20 de participanți. Consiliile locale vor avea libertatea de a impune impozite de 6 ori mai mari proprietarilor care distrug imaginea orașelor. O fațadă ce stă să cadă sau un teren năpădit de buruieni scade și valoarea imobilelor din jur. Este motivul pentru care aleșii vor să-i oblige pe oameni să investească în renovări. Deputații din Comisia de Buget au venit cu o modificare la codul fiscal, astfel încât consiliile locale să poată majora impozitul pe clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500%. Eu cunosc imobilul de pe strada doamna Stanca, a fost Căni, cum se spune. Încă nu s-a făcut o
inventariere a acestor imobile. Aștept să fie publicat codul fiscal monitor oficial pentru a fi studiat cu atenție, să fim în măsură de a aplica. Potrivit textului adoptat, o echipă de experți în urbanism din partea primăriei ar trebui să evalueze starea în care se află imobilele și terenurile din Făgăraș, spre exemplu, iar decizia privind majorarea de impozit, precum și cuantumul sumei, se va adopta prin vot în Consiliul Local. Clădirile care nu vor fi curățate, igienizate, pentru aceste bunuri impozabile, există posibilitatea ca prin hotărâre de Consiliul Local să se stabilească un impozit mult mai mare. La Făgăraș există multe clădiri cu valoare de patrimoniu care stau să cadă. Un exemplu ar fi cea de pe DN1, lângă sensul giratoriu de la ieșirea din oraș spre Sibiu, cunoscută de făgărășeni sub denumirea La König, și fostul combinat chimic împreună cu terenul aferent cu fosta casă de oaspeți, o clădire impecabilă pe vremuri și care acum e în paragină, sunt tot cam în aceeași situație. Noul text impune impozite diferențiate pe clădiri în funcție de destinația lor. Autoritățile locale vor putea dubla valoarea impozitelor pentru clădirile rezidențiale, în timp ce pentru sediile de IMM-uri s-ar putea percepe sume și de 10 ori mai mari. Alege să fii voluntar de succes. Este titlul acțiunii de astăzi cuprinsă în proiectul de voluntariat Pro Vobis organizat de Biblioteca Municipală din Făgăraș. Elevii de la Colegiul Radu Negru au venit să învețe ce înseamnă să fii cu adevărat un voluntar de succes. Sunteți gata? Sunteți gata? Ok, bun. Aș vrea să vă întreb. Câți dintre voi vă doriți să aveți o viață cool? Ridicați mâna. Da? Bun, acum a doua întrebare. Cine vrea să se distreze azi? Întâlnirea elevilor cu un speaker care este și antreprenor este una benefică, după cum susțin organizatorii acestui eveniment. Pentru a atinge succesul, este nevoie mai întâi de voluntariat, este de părere Daniel Ghigea. El a susținut interactiv tematica Alege să fii voluntar de succes. Voi susține un seminar de dezvoltare personală. Voi atinge diferite teme care sunt foarte utile pentru elevi, pentru dezvoltarea lor personală, pentru viitor. Voi vorbi despre vocație, voi vorbi despre puterea personală și voi vorbi despre un subiect foarte important pentru fiecare dintre noi, despre bani. Ce sunt banii, cum funcționează, un pic și de educație financiară. Conceptul de voluntariat în România, din punctul meu de vedere, este la început. Așa văd eu lucrurile. Să fii voluntar înseamnă să faci ceva din propria inițiativă. Noi, în schimb, am fost educați să fim împinși de la spate să facem ceva. Dar eu cred că încet, încet putem să ne deschidem mintea, să ne autoeducăm și să facem lucruri din propria noastră inițiativă. Proiectul de voluntariat Pro Vobis își propune diversificarea opțiunilor de implicare prin voluntariat în cadrul bibliotecilor publice din România prin crearea de programe de voluntariat care să ofere oportunități de implicare a cetățenilor în beneficiul comunităților pe care le deservesc. Promovarea lecturii și promovarea voluntariatului. Astăzi vom promova voluntariatul alături de trainerul Daniel Ghicea și alături de elevii din instituțiile de învățământ făgărășene și voluntarii instituției. Pro Vobis, Asociația de Resurse pentru Voluntariat, în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecilor și Bibliotecarilor din România, a implementat proiectul Raftul cu Inițiativă. Noi, ca instituție, ne vom plia pe diversificarea programelor de voluntariat. Este încă o acțiune a bibliotecii desfășurată în decurs de doar câteva zile. Săptămâna trecută, în cadrul programului Lecturi Urbane, bibliotecarele au promovat lectura în autobuz.